Să deschidem acum cuvântul Domnului în Epistola 1 Corinteni, capitolul 1. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din versetul 10, iar apoi vom lectura din capitolul 11, începând cu versetul 17. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Și apoi 1 Corinteni 11, versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la olaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Mesajul din dimineața aceasta, pe care vi-l voi împărtăși, este formulat, titlul lui, sub forma unei întrebări. Când mersul la biserică aduce mai mult rău decât bine? Această întrebare poate părea ciudată în urechile unora dintre noi. Suntem obișnuiți de foarte mulți ani, cei care ați crescut într-o familie de credincioși de când sunteți pe lume, sunteți obișnuiți cu afirmația că venirea la biserică este întotdeauna un lucru bun, că venirea la adunare întotdeauna este un lucru primit de Dumnezeu și plăcut lui Dumnezeu. Și în parte așa este. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că părtășia cu biserica, legătura frățească, adunarea noastră împreună, strângerea noastră la olaltă în numele Domnului Iisus, este un lucru după voia lui Dumnezeu. Este de folos și sufletelor noastre, familiilor noastre, și este o binecuvântare și pentru semenii noștri. Punerea noastră la olaltă ne onorează cu prezența lui Dumnezeu. În această părtășie avem ocazia să ne întărim în credință, să ne purtăm poverile unii altora, să aducem lui Dumnezeu rugăciunile noastre, închinarea noastră, avem posibilitatea să ne reînnoim viziunea, să ne întărim speranța. Într-un cuvânt, este un prilej, un context care ajută la creșterea noastră spirituală. Dacă este să vorbim despre dimensiunea acestei părtășii frățești, însemnătatea ei, importanța ei, vom spune cu certitudine că venirea la biserică este un lucru bun, este după voia lui Dumnezeu, este o datorie duhovnicească, este o exprimare a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Cu toate acestea însă, sunt situații în care ne-am putea surprinde, în care ne-ar putea Dumnezeu surprinde, situații în care venirea la biserică n-are de-a nimic bun. Dimpotrivă, destructurează, destramă, aduce mai mult rău decât bine. Desigur că soluția la aceste stări de criză nu e să nu mai venim la biserică. Soluția nu e să zicem nu mă mai duc, decât să fac rău, mai bine nu mă duc. N-ar trebui să spunem așa, ci ar trebui să ne silim ca ceea ce oricum facem, să facem bine. Ceea ce oricum ne stă în felul nostru de a veni și de a fi, să facem după voia lui Dumnezeu. Biserica din Corint, despre care am citit în Epistola 1 Corinteni, s-a găsit în situația de a se aduna la olaltă și cu toate că se adunau la olaltă, Apostolul Pavel a spus despre ei așa: vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la olaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi.
Iată, o situație prezentă în biserica din timpul Apostolului Pavel, în biserica locală, biserica din Corint, în care adunarea împreună a credincioșilor, în situațiile acelea, n-a adus un lucru bun, ci, dimpotrivă, a adus un lucru rău. Apostolul Pavel nu pune lacătul pe biserică, zicându-le să nu mai vină aici nimeni, ci le aduce învățătură, arătându-le cum și cu ce atitudine să vină, în așa fel încât sacrificiul făcut, această disciplină duhovnicească, venirea la adunare, să fie privită și de Dumnezeu și să conducă la binecuvântare și la creștere duhovnicească. Haideam să identificăm câteva răspunsuri la întrebarea când venirea la biserică face mai mult rău decât bine. În primul rând, când mergem la biserică pentru a fi văzuți de oameni. Există posibilitatea ca cineva să vină la adunare nu pentru că dorește să-L caute pe Dumnezeu, nu pentru că vrea să se apropie de Dumnezeu sau că vrea să facă un bine sau să se închine lui Dumnezeu, ci vine ca să fie remarcat, să fie văzut de oameni. Această purtare sfântă înaintea lui Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu, legătura frățească, să fie folosită de oameni cu motivații false, cu gândul de a se autopromova. Când un om merge la biserică mânat de asemenea rațiuni, pentru el prezența la biserică aduce mai mult rău decât bine. Domnul Iisus a demascat aceste stări când în predica de pe munte, Matei 6:1, a scris așa, a spus așa, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Deci erau acești oameni care făceau efort în plan spiritual, în plan religios, doar ca să fie remarcați de oameni, să fie văzuți de oameni. Se spune și în versetul 3, să nu știe dreapta ta când faci milostenie ce face stânga, o invers. Sau în versetul 16, când Domnul Iisus a vorbit despre post, Matei 6:16, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care sluțesc fețele ca să se arate, vreau să observați ce motivație aveau, să se arate oamenilor că postesc. Deci, cineva și din mijlocul adunării noastre, ar putea să vină la biserică mânat de dorința de a fi văzut de ceilalți. Are el un scop al lui? Consider că este undeva un beneficiu în asocierea aceasta, în părtășia aceasta. Și în urma acestei asociere ar putea lua un folos. Practic, omul acela nu vine la biserică pentru a se închina lui Dumnezeu, ci vine la biserică pentru a cultiva o imagine a sinelui, a propriului său sine. Ori, o asemenea stare, o asemenea motivație este respinsă de Dumnezeu. Un asemenea om ar face bine să se pocăiască repede. Pentru că prezența lui la adunare nu face altceva decât să aducă o osândă. Că omul acela folosește adunarea Domnului ca să sporească câștigul lui. Fie în materie de imagine, fie cine știe în câte spețe de viață. Deci de această stare să ne ferim. Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, mersul la adunare este aduce mai mult rău decât bine în situația în care mergem la biserică, venim la biserică în urma sau ca urmare a unei tradiții, a unei tradiții omenești, a unui obicei, a unui ritual omenesc. Despre aceste stări, Domnul Iisus a vorbit în Evanghelia lui Marcu, capitolul 7, versetul 6 la versetul 8, Domnul Iisus i-a mustrat aspru pe cărturari, pe farisei, spunându-le că ceea ce pe ei motivează este ritualul, este datina lor, fățarnicilor, spunea Domnul Iisus. Bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine.
Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Și a dat un exemplu, spălarea ulcioarelor, a paharelor și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Când cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte și în locul lui este așezată datină omenească, și motivații de apărare, de conservare, de împlinirea celor datini, oamenii vin la adunare, ar fi mai bine să se schimbe, să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. Și poruncile omenești, datinile omenești, ritualurile, tradițiile omenești, să le lase în plan secundar, supunându-le controlului Evanghelia, cuvântului lui Dumnezeu, și închinarea să fie în spiritul adevărului și în călăuzirea Duhului, nu în vederea unor datini și unor tradiții omenești. Sunt oameni care se duc la biserici din cauza unui ritual anume, pe care doresc să-l repete, să-l reproducă, așa se simte ei bine. Nu sunt căutători de Dumnezeu neapărat, cât mai degrabă niște oameni care repetă ritualuri și se luptă pentru tradiții. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. O a treia situație în care închinarea noastră, venirea noastră la biserică, ar putea aduce mai mult rău decât bine, este reprezentată de circumstanța în care venim la închinare, la biserică, mânați de duh de mândrie și nu de o inimă smerită. Ne ducem, venim la biserică pentru a sublinia starea, propria noastră stare duhovnicească. În această situație s-a găsit fariseul care s-a dus și el la templul lui Dumnezeu să se închine, să se roage. În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, versetul 9, Iisus dă pe față starea aceasta zicând așa, sau este scris așa: a mai spus o pildă, a mai spus și pilda aceasta pentru că unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Iată încă ceva din universul interior a unei inimi stricate, dar în același timp membru activ în adunare. Se încredea în el înșiși și că-i neprihănit și disprețuia pe ceilalți. Și au zis cum a fost. Doi oameni s-au suit la templu, adică au venit la adunare, să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. A notat prezența unuia față de care avea dispreț. Și atât de mare a fost disprețul în inima lui față de acel om, încât nu s-a răbdat, n-a putut să se controleze nici chiar când s-a rugat. Ca vameșul acesta. Când mergem la adunare ca să subliniem propria noastră dreptate, comparându-ne cu alții în cugetele noastre, dându-ne nouă notă bună, disprețuind în același timp pe alții, descalificând pe alții, venirea la adunare aduce mai mult rău decât bine. Pe de altă parte, a continuat acest om zicând, versetul 12, eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vă rog să observați cum acest om, cercetându-se pe sine, a pus în evidență faptele sale. Marea greșeală făcută este că s-a comparat cu vameșul și i s-a părut că iese pe plus. Iar acel plus l-a pus între el și Dumnezeu zicând: Doamne, pe mine trebuie să mă primești, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Domnul Iisus a continuat spunând:
Vameșul stătea de o parte și nu îndrăznea nici să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Ca apoi Domnul Iisus să sublinieze hotărârea lui Dumnezeu în dreptul acestor doi oameni care amândoi au venit la biserică. Eu vă spun, a zis Iisus, că mai degrabă omul acesta, adică acel vames modest, merit, s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Inima noastră vicleană, nespus de rea, desnădăjduit de rea, e în stare să-și găsească reazăm pe eșecul altora. Eu nu sunt ca ăia. Și mânat de un duh de promovare, de înălțare, de mândrie, să vină la biserică ca să sublinieze propriul său succes. Iisus nu primește o asemenea închinare. În al patrulea rând, mersul la biserică, venirea la adunare, aduce mai mult rău decât bine când pe fond este duh de partidă și de dezbinare. De ce merg la biserică? Când răspunsul la această întrebare este pentru că vreau să apăr grupul meu, să apăr interesele grupului meu, să afirm identitatea grupului meu, să pun la punct pe cineva. În situația aceasta s-au găsit o parte din membrii bisericii din Corint. Biserica era fracționată cel puțin în patru partide. Unii ziceau că apostolul Petru este cel care ar avea dreptul să conducă biserica. Alții au zis, de Petru nu ne interesează, nici n-a mai venit, n-a venit pe la noi. La noi Pavel a adus Evanghelia, noi de Pavel ne ținem, de Petru să nici nu auzim. Alții au zis, a venit Pavel, dar n-a stat mult. Când am avut mai mare nevoie, a plecat. Noi ne ținem de Apollo, care a venit și a crescut. E drept, Pavel a semănat, dar Apollo a udat și cu el am crescut. Așa că noi ținem de Apollo. Pavel să stea unde a plecat. Petru să-și vadă de Ierusalimul lui. Cam astea erau discuțiile. Și când se adunau la oaltă, subliniau acestea. Unul cita din Pavel, așa a zis fratele Pavel, se ducea la predică, apostolul Pavel le-a învățat așa. Taci în gură. Pavel să ne auzim. Deci acela las că mă duc eu duminica viitoare și le spun ce a zis Petru. Și era așa o stare, o tensiune între aceste grupuri de credincioși care în loc să fie uniți de cuvântul vieții pe care îl propovăduia și Petru și Pavel și Apollo, ei s-au organizat în partide, în grupări. O asemenea stare e vinovată înaintea lui Dumnezeu. Acum, cunoscând Biserica Emanuel de mulți ani, sunt 26 de ani când slujesc ca păstor în această biserică. Trecut ani, frate Iosif, trecut ani. Pe fratele Iosif l-am găsit aici, având 16 ani, 17 ani, erați înainte de mine în biserica aceasta. Fratele Moroșan e și cu un an mai iute decât mine, 27 de ani. Unii dintre dumneavoastră, dragi tineri, erați cam nenăscuți pe atunci. Dacă putem spune ceva pentru slava lui Dumnezeu, putem spune că în Biserica Emanuel nu sunt partide. Nu sunt. Nu sunt grupări organizate în jurul oamenilor. Nu știu pe cineva să vină la adunare la noi, nu știu toate inimile, dar așa. Mă duc pentru că țin de cutare sau cutare. Slavă Domnului pentru această stare de unitate. Trebuie însă să avem grijă de ea. Cel rău pândește și foarte ușor, dacă nu veghem, ne poate trage într-o parte sau alta, făcându-ne să urmăm pe oameni în loc să urmăm pe Domnul Iisus. De slujitorii lui Dumnezeu este nevoie în biserică.
Apostolul Pavel arată că în biserica lui Dumnezeu este nevoie de slujitori, după cum într-un ogor e nevoie de lucrători. Acum, într-un ogor, unul vine să afâneze pământul, duce acolo îngrășământ. Altul vine și ară cu plugul. Altul vine cu semănătoarea și seamănă. Altul vine să ierbicideze, să curețe iarba, buluiana. Altul vine să aducă irigații, să unde. Altul, la urmă, vine cu secera. Vă întreb eu, de cine dintre aceștia are nevoie ogorul? De cine? N-ar fi oare mai bine să se scape de vreo câțiva? Nici de cum. Sau apoi imaginea cu construirea unei case. Zice Pavel, eu ca meșter am așezat temelia, un altul a venit și a pus deasupra. Și este imaginea unui șantier aflat în construcții. De cine e nevoie acolo? Oh, acum de când cu șantiere pot să vă spun detalii. Da, nu contează. Nu poți să zici, n-am nevoie de cel care toarnă beton, n-am nevoie numai de cel care văruiește pe pereți. E nevoie de fiecare. Într-o biserică cu dezbinări, oamenii fac marea greșeală să sublinieze importanța unui lucrător care reflectă o anumită etapă din produsul finit, în timp ce îndepărtează pe ceilalți, zicând, n-am nevoie de ăla, nici de ăla, nici de ăla. E ca și cum ar zice ogorul, n-am nevoie de ăla care seamănă, am nevoie numai de ăla care udă. N-am nevoie de ăla care ară, am nevoie doar de ăla care prășește. Pe alții nu-i văd în ogorul meu. Dacă faci așa, compromiți recolta. Avem nevoie de toți oamenii lui Dumnezeu. În biserică, venirea la biserică poate să aducă mai mult rău decât bine, situația în care venim mânați de duh de partide. Apoi, al cincilea rând, mersul la biserică aduce mai mult rău decât bine când mergem ca să vedem un om. Motivația fundamentală nu e să fie căutat Dumnezeu, să-i se aducă lui închinare, să-i fie auzit cuvântul, ci motivația este reprezentată de personalitatea unui anumit om, care poate fi slujitor al lui Dumnezeu. Dar e om. Cine vine la biserică duminică? Hai la adunare. Dar cine predică? A, fratele meu, nu mă duc. Pare bine că l-ascult pe internet. Cine cântă? Păi cântă corul, să cânte. Eu mă duc să aud în altă parte unde cântă, nu, Michael Jackson. Să nu vă duceți la adunarea, că nu-i de pe pământ. Așa fac oamenii. Oamenii prunci, din punct de vedere spiritual, sunt atrași de personalitatea unor slujitori. Ei nu gândesc cu maturitate, în echilibru viața, ci pe anumite direcții doar. De bună seamă că purtăm respect față de slujitorii lui Dumnezeu și Domnul ne poate vorbi prin oamenii lui, ne poate zidi duhovnicește prin lucrătorii săi, însă trebuie să facem distinția între oamenii și mesaj, între oameni și Evanghelie, între oameni și Domnul care e propovăduit. Când mergi la adunare doar ca să te bucuri de slujirea unui om, în centrul atenției tale nu e Dumnezeu, ci omul. Nu e închinarea, ci e spectacolul. Nu e rugăciunea, ci e divertismentul. Nu e pocăința, ci e satisfacerea unor nevoi ale sinelui. Îmi place cum predică, îmi place cum cântă, îmi place cum zice. Dacă omul vine la adunare mânat de aceste gânduri, ar face bine să se schimbe. Soluția nu e să stai acasă, să nu mai vii. Aud pe unii zicând, frate Nelu, eu vremea asta, aud că e iarăși răcită multă lume, mai bine să stau acasă, să știi că sunt pe net. Am să fim cinstiți. Ești pe net, corect. Da, la câte biserici participi? De pe una pe alta.
Ia să vină, cele. Ei pe nicăieri. Pretutindeni și pe nicăieri. Asta ești. Sigur, momente de criză, cineva e bolnav, cine știe ce circumstanță de viață poate fi, sau în călătorie, putem înțelege că participarea la părtășie se poate face și așa. Dar programată, justificată de confort, asta înaintea lui Dumnezeu este vin. Deci am putea spune că venirea online la biserică aduce mai mult rău decât bine. În rai, cum ați dori să mergeți? Online? Așa s-a dus bogatul din iad. Online a fost prezent la biserica din rai. Acolo l-a văzut pe Avram, pe Lazar, a auzit ce se zice în rai, cam cum auzi acasă prin computer cei la biserică. Da. Și a fost și o transmisie ciudată, s-a auzit și glasul lui în rai, al dumneavoastră care stați doar pe online, nu s-aude la biserică. Aș îndemna să fie depășită această stare de confort care pe fond are în centru tot omul, și de data aceasta omul acela ești tu, și în centru să fie Hristos și dragul și dragostea față de El. Dumnezeu să ne ajute. În penultimul rând, mersul la biserică aduce mai mult rău decât bine când respinge mesajul. Dumnezeu ne poate vorbi, aici, în adunare, Dumnezeu poate să surprindă răutăți din inima noastră, poate să reflecte cu lumina cuvântului, a Duhului, precum în noapte cu o lanternă, în inima noastră, pete, umbre, ascunzișuri. Dacă nu dai slavă lui Dumnezeu, primind mesajul, dacă zici ce are cu mine, dacă spui mă predică, a aflat de undeva, dacă te revolți, spunând asta prea de tot, era mai bine să nu fi venit. Dar și mai bine este să primești mesajul. Și mai bine este să dai slavă lui Dumnezeu. Și mai bine este să-ți îndrepți viața. Ce-ar fi fost mai bine pentru Capernaum? Ce-ar fi fost mai bine? Să nu fi mers să audă predica lui Iisus? Erau trei variante. Să nu fi mers deloc. Să fi venit cum a venit. A venit și a respins. Pe Iisus a vrut să-l arunce de pe strașina templului. În marginea prăpastiei. Asta a vrut să facă. Să-l ia și să dea cu el în prăpastie. Au respins mesajul. Deci, două variante. Nu mă duc deloc, mă duc și devin agresiv, resping mesajul, sau mă duc și mă pocăiesc. Cum era mai bine? Care ar fi fost paguba mai mică? Mai bine stau acasă, nu? Paguba mai mică. Iisus a zis așa, unii vor spune, aleg paguba mai mică. Iisus a zis așa, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru tine Capernaum, pentru că tu ai venit și ai respins mesajul. Sodoma n-a venit. Vă întreb pe dumneavoastră, ați vrea să fiți în lumea de dincolo lângă Sodoma? Adică să vă bucurați de, cum să zic eu, rău mai mic? Nu. Copiii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, mânați de credință, iubitori de Dumnezeu, vin și primesc mesajul și schimbă viața. Se întorc la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim așa. Și mai e o stare, sigur, o fi mai multe, pentru dimineața aceasta e de ajuns. Mersul la adunare poate fi aducător de rău mai mult decât aducător de bine atunci când nu venim ca să ne închinăm. Pierdem din vedere această dimensiune. Ceva se întâmplă, ceva ne fură atenția, ne captivează motivațiile. Și nu căutăm pe Dumnezeu în închinare. Ne lipsește dimensiunea conștientizării prezenței lui Dumnezeu.
Nu i-a auzit ce zice Dumnezeu, nici nu e percepută ca o adunare a lui Dumnezeu, ci ca o adunare. Preocuparea nu e rugăciunea, nu e închinarea, nu e auzirea cuvântului. Preocupările pot fi multe. Lipsește sentimentul sacrului, a fricii de Dumnezeu, acelui cutremur interior care te face să vibrezi în prezența lui Dumnezeu, cum a fost vameșul care a zis: ai milă de mine, păcătosul. Când vii și nu te rogi, când vii și nu te închini, când vii și nu ești atent să primești cuvintele Domnului, când vii și nu participi la binele pe care îl fac ceilalți, cu puterea mică sau mare pe care o ai, când doar este un act de prezență, străin de toate aceste preocupări care țin de închinare, de Dumnezeu, de sfințire, de Evanghelie, venirea pagubă aduce mai mult decât binecuvântare. Iisus a zis celor care veneau mânați de aceste gânduri la biserică: casa mea se va numi o casă de rugăciune. Voi, a zis Domnul Iisus celor de atunci, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Care a fost soluția? Soluția a fost să nu mai vină la adunare oamenii aceia? Soluția n-a fost asta. Soluția a fost casa mea de aici, deci după ce au fost mustrate pornirile, moravurile, îndreptate lucrurile, Iisus a lăsat în urmă un mesaj pozitiv zicând: de acum încolo, casa mea va fi casă de rugăciune. Gata, casa mea va fi casă de rugăciune. Și așa întoarcem răutățile care pot izvorâ din firea noastră pământească și animate de ispitirile celui rău, le putem întoarce sub supunerea Duhului, ascultare de cuvânt pentru slava lui Dumnezeu și creșterea noastră duhovnicească. Iată dar, stimați frați, că un lucru atât de nobil și de frumos, un lucru lăudat în Biblie, făcut prin cuvintele apostolilor, disciplină duhovnicească, legătura frățească, părtășia cu biserica, această nobilă acțiune, slujire, poate fi coruptă. Coruptă dacă nu suntem vegheatori. În încheiere, când mersul la biserică aduce mai mult bine decât rău. Aduce bine ori de câte ori venim aici ca să ne rugăm și ne rugăm. Aduce bine când primim cuvântul lui Dumnezeu, zicând amin. Constat, dacă ar fi să compar atitudinea pe care am putut-o observa când eu m-am întors la credință. M-am botezat în 1991. Veneam la adunare și când se deschidea Evanghelia, căutam să auzim ce ne vorbește Dumnezeu. Nu era, cel puțin asta a fost starea acelei generații de tineri, ce ne spune Domnul. Nu cu, ia să vedem ce poate predicator. Poate o fi fost și în adunare, în tinerețea mea, oamenii în aceea. Dar n-am mult timp mai târziu, eram chiar păstor, când am realizat că sunt oameni care vin la adunare fără să gândească ce spune Domnul. Ia să vedem ce zice cu tare. Cum cântă cu tare. În timp mi-am dat seama că numărul acestora s-a mulțit foarte mult. Și acea stare modestă de curăție de inimă pe care am auzit-o în vorbele fraților, fratelor se știe, se începea predica în cor, zicea adunarea: vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Așa era. Vorbește, Doamne, robii tăi ascultă. Sau când se ridica să cânte cineva, în cor, zicea adunarea: Doamne, dă-i putere, însoțește-l. Iar dacă se potignea în recitarea unei poezii, nu erau chicotele, s-a încurcat Mărie, ci: Doamne, ajută-l. Și era întărit. Adunarea participa, înțelegând că este o formă de închinare. Nu un actor acolo în față, aici, mai încolo, mai încoace, are să chinuie, să ne încânte și n-a reușit. Nu mă mai vede aici. Da? Înțelegeți? Cu siguranță că da.
Dumnezeu să așeze în inimile noastre motivații alese. Și tot ceea ce facem să fie făcut din curăție de inimă și pentru slava lui Dumnezeu. Și Domnul le va scrie în cartea Lui și ne va răsplăti pentru ele. Să ne ajute Domnul!